Back to the Future Silvers, tot felul de texturi interesante și poze. Opera noi pe care trebuie să le decupez. Aici, de exemplu, mă interesează poza asta în mod special, poate și asta. Cam așa arată patul meu chiar acum. Îmi fac research-ul de runway pentru trendbook și am împărțit zona pe mai multe trenduri. Aici avem o inspirație rock, avem foarte mult animal print. Încă nu am reușit să despachetez și eu. Dezastru bagajul ăsta. Chiar nu vreau să văd. Trebuie să despachetez. Am adus haine noi de la Cluj. Astăzi chiar nu am apucat să mănânc, am avut atât de rezolvat infused și cu fusul ăsta rar din Canada care îmi dă peste cap. Și am terminat cu orele pe ziua de astăzi și o să merg undeva să mănânc. Ar trebui să merg undeva ca să pot să stau să fac și vlogul din săptămâna 1. E foarte aglomerat programul aici, efectiv, cu toate lucrurile care se întâmplă la infused și cu faptul că trebuie să mergi la școală și ai teme și mai am și vlogul de făcut pe lângă asta. Articole și tot ceea ce se întâmplă pe blog, I barely have time to, you know, enjoy Milan. S-a dus rujul. Rujul ăsta super rezistent. Nu știu cum se face, dar de fiecare dată când stau în clasă și aerul la condiționat, uit de cât de cald e de fapt afară. O să profit de faptul că sunt aici la fereastră și lumina e extra bună pentru a vă arăta ce port astăzi. Ceea ce sunt de la Nisa. Inelul ăsta drăguț, ați mai văzut, cred că este de la H&M, era un set de 3 inele aurii cu tot felul de inimioare colorate. Și astăzi port o rochie de la Ninfa. E o rochie pe care am pozat-o în campania noastră din Hong Kong și îmi place super mult, e perfectă pentru vară. Și în picioare am astăzi sandalele de la Kendall plus Kylie pe care le-am luat anul trecut de pe Luisa de Roma. Yesterday it was like the other one, Megan. What's her name? Mine? From the Suicide Squad. Oh, the I'm Captain America. Captain America. And today my dress looks like what? Khaleesi. Like Khaleesi. From Game of Thrones. You look like Scarlett Johansson. It's good. It's good. We have all kind of opinions here in class. Doamne, cât de bine e afară când ești în clădire, deci, efectiv, am simțit că mi-au înghețat picioarele. Oferta noastră de digital ne-a dat câteva sugestii de restaurante unde am putea mânca mâncare italiană super bună. Așa că în seara asta o să ieșim din nou colegii cu Vilu, Crystal și Husnain. Deocamdată trebuie să iau spre casă, trebuie să fac niște cumpărături pentru că, din nou, nu am nimic în frigider. As expected. Vedeți, încă nu mi-am desfăcut părul. O să mi-l desfac pentru seara asta la cină. Sunt curioasă cum arată. Azi dimineața, efectiv, n-am apucat să-mi desfac părul înainte să plec și am zis, știi ce? E ok și așa. Ludovic, Federic, ce-l fi? Era unul dintre locurile în care neapărat trebuia să ajung pentru research-ul de cool hunting. Trebuie să vă spun că mi-a plăcut foarte mult conceptul. Toate hainele
indiferent de brand, de model, de nu contează, sunt aranjate pe culori și magazinul arată incredibil așa. Totul e rainbow. Poți să găsești lucrușoare foarte drăguțe aici, însă prețurile sunt destul de mari. Încep undeva de la 75 de euro un tricou până la 300 și ceva. Într-adevăr, niște piese care sunt într-adevăr statement. Preferatul meu din tot ceea ce am văzut în magazin este un costum metalizat care vine pe verde, pe roz și pe vișiniu. Este destul de expensive, e vreo 50 ceva de euro, însă mi-a plăcut foarte mult. Dacă ajungeți în Milano, neapărat trebuie să ajungeți aici. Wait and see. Houston, we've got a problem. Mi-am pierdut portofelul, efectiv, portofelul cu bani, carduri, chei de la apartamentul din Milano, carduri de student Marangoni și toate lucrurile pe care le mai aveam înăuntru, de care oricum nu pasă, sincer. Sper din suflet să reușesc să intru în apartament, l-am sunat pe Pierluigi și nu pot să dau de el. Și sper din tot sufletul să găsesc acolo buletinul pe masă sau în geanta mea în Saint Laurent, că dacă mi-e și buletinul acolo, am pus-o. Pentru că tare am impresia că nu o să ducă nimeni un portofel la security, înapoi la metrou, și tare am impresia că nu o să-l găsesc la Lost and Found. Apropo, partea de Lost and Found, biroul ăsta de Lost and Found, pentru că imediat cum mi-am dat seama că nu l-am, practic am ajuns acasă și mi-am dat seama că n-am cu ce să deschid și eu tot drumul vorbisem cu Shay la telefon. Și nu înțelegeam, încercam să refac drumul, pentru că ultima oară plătisem biletul din portofel. Deci, practic, am intrat cu el la metrou și am ieșit fără el. Mi l-a luat cineva, mi-a picat din geantă, ce geantă mi-am găsit astăzi. Sincer, geanta, unde ești? Geanta, da. Da. Și acum Pierluigi nu răspunde la telefon, l-am sunat pe Alex, care lucrează la Istituto Marangoni, la centrul de informare din București, și i-am spus care e problema și că a rămas fără chei. Am blocat toate cardurile. Cei de la security mi-au recomandat să blochez toate cardurile imediat, dar nu o să ajungă înapoi la Lost and Found, să nu folosească cineva cardurile care sunt contactless. 2018. Singurul lucru pe care pot să-l fac acum este să stau și să aștept. Efectiv, să stau și să aștept să mă sune înapoi, măcar să intru în apartament, dar nu pot să cred așa ceva, că a rămas fără carduri și fără bani. Și sper că n-am rămas și fără buletin, că altfel o să rămân aici, în Italia, toată vara. În seara asta trebuia să ieșim la cină cu colegii. Cum adică trebuia? Că oricum mi-e foame, deci nu mai pot. Zici că mi-e mai foame acum când dau seama că n-am bani și am rămas fără card. Nihau, am postat pe grupul de Avengers toată povestea și ce mi s-a întâmplat și aștept să ajungă Husnain, vine încoace, și o să pun niște bani, o să-mi fac un transfer, pentru că transferurile online, har domnului, merg încă, chiar dacă ai blocat cardul, și o să îi fac lui un transfer ca să am cash. Sunt așa penniless. A nimănui, nici chei nu am. Pai, dar cum puteam, mă, să mi se întâmple tocmai mie? Mai și fac un vlog despre asta, știi? Că eu, asta e experiența din Milano. Una dintre experiențele mele din Milano este asta, faptul că mi-am pierdut sau mi-a furat cineva, mai degrabă spus, portofelul la metro. For being here so quick. Thank you for being here so quick. No. Inception, here. Stories and rescue. Vlog. Thank you for being here so quick. Are we going to take some drinks? We're going to Navili. On our way. It's good, it's good. Am uitat să zic treaba asta pe vlog, însă s-a rezolvat situația cu cheile și cu cardurile și toate chestiile, în ideea în care am trimis mesajul la pe WhatsApp, cu Snain era gen la duș și a venit super repede. Vilu aici în spatele meu. Cheers! Cheers! El dormea, dar nu-i nimica, chiar am zis că oare ne trebuie să aibă Avengers și niște pagere de SOS. Avengers! Avengers, yes! And right now we are on our way to Navili, the only place we know that is open right now and has pizza! And I'm the only Avenger who came to rescue her on a time, on a very quick note. So this is the really moment with you, people must know about it. I was the only, he was sleeping,
Yeah, I told him. I told him. True Avenger. Yeah, I just came to rescue her. How about the other Avenger who was never in the vlog? Crystal. The sleeping Avenger. Sleepy Avenger. No, she's not sleeping. She's working. Sleepy Avengers. She is working right now, so she couldn't be and with I'm us. I am the true Avenger with the full spirit of Avenger. Let's grab some beers and we are on our way to Navidi. Maybe we can find something to eat. Yeah. After this crazy night. Pizza is the only place in the world where you can actually have pizza at... Okay, pizza. I mean, after midnight. Pizzas, one margherita, one quattro formaggi, baguette, ovviamente. What's next? Pizza. Italy, you're good to us. Really good. Ce n'è nebună, costa astăzi. Nu mi-e. La Soul, direct. Tocmai mi-am desfăcut părul. So, I think it's safe to say I'm not going to get any overnight curling hair awards. Yes, it's all messed up. Astăzi am avut prima prezentare la Trend Forecasting. Am avut fiecare de vizitat 3 locuri. Eu am fost la Celezio 7, acel rooftop pe care mi l-ați recomandat voi chiar înainte să știu că trebuie să ajung acolo, și la Lubar și un alt loc care era tot așa pe listă, Wait and See, magazinul de care v-am spus ieri, e foarte cool. Am făcut prezentarea, am mai avut încă vreo jumătate de oră de predare și acum avem o pauză de lunch, așa că o să mergem la unul dintre restaurantele pe care ni le-a recomandat doamna profesoară, care este fix aici, lângă piața San Babila, e la vreo 800 de metri și da, o să mâncăm bine, lunch. What are you doing? What are you doing? He was dancing! Summer of 69! Astăzi port o jachetă de la Adina, grapa, dintr-o mătase foarte specială pe care poți să o aranjezi exact cum vrei tu. E foarte faină. Una dintre piesele mele preferate. Mi scuzi, we are here! Și o prăchită pantalon de la TGH, bocancii de la Moja și geanta YSL. Mi scuzi, este un loc super drăguț unde pot face custom-made pasta. Între timp, Teo a ajuns la Never See cu costumele de baie și anul ăsta am făcut inclusiv costumele pentru dansatoare, le vom face inclusiv la Antol, deci Never See și Antol. So, we are on our way to Fondazione Prada with the whole team. Și nu am apucat să mă schimb. M-am ajuns la Fondazione Prada și prima oprire este la bar. La cafeterie, la cafe, la cafe. Cafe am vrut să zic. Oh, hi! Oh, hi! How are you, Alina? That glow, though. We glowy! We're so glowy! Din păcate o să vizităm doar turnul și expoziția permanentă, pentru că ăsta e orarul. Doar atât timp avem. E atât de bine să nu mai ai genți. Este un loc unde îți poți lăsa geanta, ghiozdanul, laptopul, toate chestiile. Deci nu vine să cred. I'm like a bird by the way.
notte. Sincero, se io mi installassi adesso adesso mi si pare super tare. Însă, pur și simplu trebuie să ai fondurile necesare și niște oameni care să-ți înțeleagă viziunea și să o pună în practică. Cred că mâine seară o să fiu în Roma și mă văd cu Raul. În sfârșit. I miss him so much. Suntem în drum spre Duomo. Astăzi avem școală doar de la ora 4. E program scurt, doar un singur curs de digital. Însă merg să mă întâlnesc cu echipa de la Motiv, cu Patricia și cu Luigi. Și da, astăzi port un costum roz pe care l-am luat de aici, de la Motivi din Italia. Converse și, pentru că îmi place foarte mult cum arată ideea de Converse, cu sacou, ochelarii de la Saint Laurent, rujul de pe buze și toate rujurile pe care le-am folosit aici în Italia sunt de la Rimmel London, Provoca Lips, sunt niște lipstick-uri chiar foarte bune, nu mă așteptam să reziste atât de mult pe buze, le am în toate nuanțele, așa că le folosesc în toate look-urile mele. Și geanta de astăzi este un roz pudrat și tot de la Motivi, erau inițial două. Pentru că se prind una de alta, însă am lăsat-o doar pe cea roz. Cred că e prima zi când ies atât de liberă. Nu am laptop, nu am foi, nu am nimic. Mâine o să mergem în Florența. Firenze, yes! Avem un shooting de făcut cu cei de la lui Savia Roma. M-a sunat Irina de la lui Savia Roma și mi-a zis: hey girl, ești în Italia, hai să ne vedem dacă ai timp azi 3 săptămâni cât ești aici, să facem un shooting pentru site. Și am zis, hai să ne vedem. Așa că mâine dimineața la ora 8:20 luăm trenul și plecăm spre Florența. Spre seară, după ce o să terminăm shooting-ul, luăm un alt tren, apropo trebuie să-mi caut tren, și mergem spre Roma. Acolo o să mă întâlnesc cu Raul, el vine din Cluj și da, o să stăm la Roma weekendul ăsta până pe luni seara și o să mergem la concertul Jay-Z cu Beyoncé. On the run! Am terminat cu întâlnirile pe ziua de astăzi și acum e timpul să mergem la curs. Avem digital. So, we are out and about tonight. Suntem la Ceresio 7. Din nou. Rooftop views! Seara asta port o roche de la Laura Ion și pantofi de la Smiley. Dimineața, ne pregătim să mergem la Firenze, am bagajul pregătit, e ora 7:05, merg să fac machiajul, îmi dau jos bigudiurile și fugim la tren. Ready, steady, go! Love it. Deci mă grăbesc puțin să ajung la tren și domnul merge cu 40 la oră.
the shoes. Yeah. You're going to be in my vlog. So possessive, so I rock his rock necklaces. I get it, Alabama.
Just a picture perfect baby.